Am revenit în direct la Fan Arena. Discutam înainte de pauza de publicitate despre momentul în care s-a ajuns la duelul din echipa războinicilor. Ce a dus la acest duel, Ciprian, din punctul tău de vedere? A fost vreo strategie la mijloc? A, că am pierdut noi. Da, noi o vedem așa ca o strategie tot timpul, gen Silviu nu este lăsat să joace plus minus, acum nici el nu știu dacă... Deci noi când am început exatlonul, aveam un anumit confort și o stare, când îl vedeam pe Cosmin că zice 3, baftă băiți, 3, 2, 1, venea să certa, time out, mă doare burta. Îți dai seama că el venea, Silviu, noi aveam 2 luni, adică altă experiență, alt trag la joc. Deci v-ați bucurat că ceilalți au primit un om slab. Dar tot timpul... Nu neapărat slab. Dar nu avea venit. Slab. Nu avea slab. Nu că e slab, nu avea... Care pierde puncte, mă omule. Slab, gras, nu contează. Pierde puncte? Slab, gras, nu contează. Două luni, dacă nu contează de ce. Este o verigă slabă în echipă. Eu nu zic că este el slab. Eu eram slab ca și statut, ca și aspect. Deci voi v-ați bucurat că el vedea cu niște puncte în minus. Da, deci când apare după 2 luni jumătate, când îți apare un om nou în cealaltă echipă, e normal că nu are experiența ta. Nu are experiență. Și acum hai să te întreb eu ceva, ca să nu, că de data asta nu mai stai sunt și unde așa. Eram. Stai, nu, că te aduc tot acolo, numai că vreau să pun altfel întrebarea. Am avut problema asta și în primul sezon. Da, vis-a-vis de, nu neapărat cu Oltin, că mie mi se pare că el este mult mai bun decât... Adică, ca Oltin nu o să mai fie la statul ăla. Am și uitat întrebarea, mă, și eram atât de pornit. Era cu Silviu. După ce ați pierdut, am auzit, v-am auzit vorbind doar despre Silviu, de parcă Silviu v-a bătut pe voi. Da, deci faza era și când am voi vreți să, stai puțin, voi vreți să vă luptați cu cei mai buni sau cu cei mai slabi? Care este supărarea voastră? Că nu v-ați luptat cu cei mai slabi sau că ați pierdut în fața unor mai buni? Supărarea noastră era că noi suntem o echipă acolo. Și noi când am avut pe Cătălin și pe Diana, ne-am asumat. Și el zicea, fratele meu, zicea, bă, sunt cel mai slab, dar nu contează. Dar suntem aici, a? Cât am stat atunci când au fost ei? 18 zile am stat la baracă și ne-am asumat. Pentru că noi aveam un handicap, 2, plus minus. Azi aveam piscină, aveam încă un handicap. Bă, dar ne-l asumam. Și este de apreciat. Și apreciez asta. Joc. Dar adică, când ați pierdut, de ce nu ați putut să vă asumați? Păi n-am pierdut că au jucat. Am pierdut că nu au jucat. Deci, de exemplu, ei încă nu erau plecați și noi am câștigat prima oară casa, după 18 zile. Am câștigat că am jucat. N-am câștigat că Cătălin ăsta pe margine. Păi stai, mă, Ciprian, tu o victorie sau o înfrângere se pune pe umerii unui singur concurent? Nu. A zis așa, că noi vrem să jucăm cu aia buni. Faptul că tu ești acolo, bun, rău, înseamnă că ești unul dintre cei mai buni. Că te-a ales cineva. Deci, că tu nu ești în forma cea mai bună după 2 luni și eu am fost... E discutabil. Dacă te antrenezi, că ai zis la Silviu, frate, dacă tragi 2 săptămâni, poate ajungi mai în față. Ceea ce a făcut Ferruccio. O încerca să tragă, să fugă. Și pe traseu, drept dovadă, era un pic mai bun decât mine. Adică, na, fugea mai repede. Ok? Era. Da, Cristi, asta era strategia faimoșilor deci, de a retrage oamenii slabi din competiție pentru a câștiga? Nu neapărat. Nu. Știi, deci, eu nu am treabă că... o strategie să facem așa. Da, nu era o strategie, dacă nu observi, adică da. Știi care era faza? Că a fost prima fază, a fost cu mine cu Coasta. Hai să le luăm pe rând. Ca să, dacă mă lăsați, vi le explic. Când a fost faza cu Coasta? Că eu am făcut țop-țop. Ai sărit și tu pe alea. Ia, aruncă-te de aici pe burtă și să vezi dacă simți Coasta altfel și faci odată țop-țop. Nu e nicio problemă. Ok. Deci tu n-ai jucat-o. Pe aia chiar ți-a fost rău. Păi vezi care radiografie atunci, aia a fost problema. Eu am jucat cu zi înainte medalia. Ok, am simțit Coasta, am zis, două măsa. Și la un moment dat am zis, bă, prietene. Hai să fim atenți la limbaj. Corect. Așa. Am zis, hai să văd despre ce este vorba totuși. M-am dus la doctorul ăla, m-am pipăit, au zis, ok, nu mai joci. Dar la Silviu și la Silviu? Stop. Oricum ei îl luau pe Cătălin. Deci oricum îl vreau pe Cătălin. Deci nu se punea problema pentru că știau că merge la sigur. Pula chiar era disperat că a pierdut 2 puncte cu Cătălin. În ziua aia. Deci nu am mers la sigur. Ia, uite-te la dans puțin, Ciprian. Deci cu durerea aia de coastă fisurată, cum dansai? Cum făceai dansul? E fisurată. L-am auzit pe și pe Ionuț că au avut un hematom. Nu, nu e iară. Ok, nu contează. M-a dus doctorul, vorbim. M-a dus doctorul, mi-a făcut aia, m-au filmat, m-au de toate. A făcut Cristi Pulha cu un scandal atât de monstru și după aceea au zis, apoi, boss, eu știi? Bă, ok, ai avut dreptate, o trebuie să-ți vin cu ăla, filmulețul. Păi acum, că noi am făcut și voi ne-ați tras la răspundere. Păi acum stai că vă tragem și noi la răspundere. Păi și chiar tu, care ai fost tras la răspundere, fără să ai vreo vină, îl tragi pe omul ăsta la răspundere, care are și el un filmuleț.
Care spune, bă, mă doare... Nu are. Uite-te acolo și... Mă, și dacă îl scoate peste o săptămână? Doamne ajută, să-l scoată și atunci, bă, confirm. Avea avizul doctorului. Avea... Unea aviză doctorului și după aceea că... Deci, pe mine, ziua aia m-a dus la... Decizi tu sau tu. Corect. Aia am zis și eu. În ziua aia, pe mine, m-a dus la doctor. Când a fost cu Cătălin, faptul că noi eram echipa... Nu știu asta, nici nu știu dacă eram. Mă rog. Nu e, nu știu. Când a fost cu Cătălin, faptul că noi eram mai bun, era normal ca să nu fim noi favorizați. Pentru că voi trebuia să veniți din urmă, să fim un pic echilibrați. Și o stat asta o săptămână jumate sau 10 zile, fără... film. Ah, chiar că am... asta, acum mi-l aduc și eu în minte. Exact, cum exact, exact. Cu el, că eu mi-l țin, nu, minte cu mânuța aia? Și acum are mușchiul. Eu am fost și drânțit. Acum după ce bun, nu contează. L-am luat și l-o tăvălit și în ăsta olimpic unde eu am pierdut. Mi l-o tăvălit, ok, ia-ți mă punctul. Am pierdut. Bă, am pierdut, am pierdut. Mă, și chiar voi care ați trecut prin asta, voi ați fost acuzați pe nedrept. Chiar voi veniți și l-acuzați pe băiatul ăsta care are avizul medicului. Nu, și spune și l-arătați cu deci și spuneți, ia joacă-mă chiar dacă ai avizul medicului. Îți dă avizul. Dar avizul zice, bă, un joc nu joci. Ok, mergem după aceea la analize. El a mers la analize, iarăși nu trebuie să vorbesc. O mers la analize și producția știe, nu vrea să joace, ce naiba. Nu vrea să joace. Păi hai fă-ți ăsta, să-l vedem, frate. Vrea, deci Silviu nu vrea să joace? Nu vrea, el pus sau nu vrea din echipă să-l pună? Nu știu, că nu am stat doar cu ei. Mi se pare ciudat să zică el nu. Că el chiar știu eu, că își dorea, voia să joace. Eu l-am văzut pe Silviu și la proba sportivă când am mers și aici și am zis, bă, bravo, baftă, dar dacă tragi, poate reușești să vii din urmă. Nu contează ce zic ai tăi, că știi și tu cum ai fost într-un fel sau altul, exclus din cercuri. Eu vedeam așa, noi cel puțin vedeam așa și opinia mea. Yamato era cu Mirel, fetele erau ele, după care era Cristi Pulhac, care a intrat la duel, ceea ce nu trebuia să intre Cristi la Pulhac, la primul duel, când ești unul dintre cei mai buni, dă-o încolo de treabă. Intră următorul, aia a fost și la mine, eu am fost următorul care trebuia să merg. Bun, intră Cristi Pulhac la duel, nu trebuie să intre Cristi Pulhac la duel. Bun, a venit Gianni, s-a schimbat situația. Fetele cu fetele și era la un moment dat faza cu Roxana. Când a venit Roxana, țin să vă spun că a fost femeia care le-a ridicat moralul și a început să câștige. Așa e. Ori a început să câștige, plus minus, că a venit și la noi ei doi. Nu contează, ne asumăm. Ori câștigat, ei au început să aibă mai multă încredere în ei, că aici e până la urmă vorba de încredere. Ai un pic de încredere în tine și tragi mai tare, ceea ce a împățit și Cătălin. Când câștiga punctul, zici că am câștigat exact unul, că ne bucuram pentru că evoluam, ne trăgeam. Că nimeni nu se aștepta. Păi nimeni nu se aștepta. Și ne-a zis asta și ne bucuram, chiar dacă ne pierdeam în ziua aia. Când l-am văzut, de exemplu, într-o zi ne-am pierdut, noi am, bă, deci ești om. Deci noi într-o zi am pierdut eliminare, de plecat atunci Naomi, da? Și l-am văzut pe Ferruccio, era amuzant. Băi, eu l-am cunoscut pe Ferruccio tot așa, la preselecție. Ea am rămas într-un fel sau altul amici. Asta a fost, el a venit în partea alaltă. Bă, când venea pe traseu și îl vedea cu... Bă, râdea și el râdea și bă, ăsta sunt și eu, sunt cum ar veni slăbănog, asta mi-a costat acordeonul pe piept, asta e. Dar... De unde a venit chestia asta? Nu, a fost discuții, da? Dacă nu, da, știi, da, nu. A fost, mi-a costat acordeonul pe piept, bă, să... în fine. Nu, deci când a venit Gianni, a schimbat cumva imaginea faimoșilor. S-a schimbat și iarăși. Față de tine s-a schimbat ceva, pentru că au fost niște... Da, eu m-am bucurat că într-un fel am zis, uite, bă, măcar după ce s-a tot rămân. Am frizeria gratis o perioadă, că zic că mă tund. Păi ia, hai să vedem că stare curioasă, ce a avut Gianni de spus atunci, în momentul în care te-a văzut. De... Și nu numai, care au fost conflictele pe care le-ai avut tu, hai, cu faimoșii. Ciprian Silașii a intrat în colimatorul lui Cristi Pulhac în urmă cu o lună. Cei doi s-au atacat reciproc. Când vezi, doamne, copiat toate melodiile și... Noi copiem dansurile, noi copiem pe ei și noi, eu ăla care copiez și melodiile, e ofticat. A, nu, stai. Noi nu i-am copiat pe ei, noi i-am parodiat pe ei. A, păi nu știu. I-am zis eu cum se numește ăla când copiezi ceva, plagiat, dar nu știu. E fotbalist. Păi explică mie cum te doai cu asta. E dirijor, mă. Păi nu m-am gândit că să mor eu dacă nu... Da, mă, da, ai dreptate, mă prefac. Bă, ascultă, am avizul medicului, degeaba te oftiști tu, că și voi ați avut. Am vrut să-l aleg. A, da, ai vrut să-l alegi pe Ciprian. Da. Și pe ultima sută de metri când am vrut, a zis că nu joacă. Și l-am întrebat de ce. Că să întreb doctor. Și atunci am întrebat doctorul, a zis că îl doare coasta. Când îl durea coasta, a început să-mi danseze. Atunci, eu asta nu înțeleg. Jucăm sau nu jucăm? Pentru că nu mă simt destul de bine, nu am jucat. S-a căzut acordeonul pe piept sau cum? Da, mi-a căzut poate altceva, o minge păi pe piept. Păi asta te întreb pe tine. Ascultă-mă, ideea e să mă respecti. Nu te ascult, Ciprian. Tu în momentul când îmi dansezi în față și îmi spui că te doare coasta, atunci eu nu te cred. Stau de 5 săptămâni pe aici, înțelegi,
și frustrarea și alea și mai dau și de genul ăsta de blăutar. Războinicul a dat dovadă de curaj atunci când a făcut referire la fosta echipă de fotbal la care a jucat Gianni Chiriță. Sila și a arătat că nu e frică de Gianni. Hai cu Champions League-ul, pregătiți-vă! Nu vorbi mai mult, oiule, tu, că trebuie să stai coada aici de bun. Mai mult până să vorbești tu, ai înțeles? Champions League! Champions League-ul e la noi! Hai, tu ești cu lăutăria, știi ce zic? Te-ți plătește fratele tău să-mi cânti la botez? Nu-i problemă, bani stai! Bine, băi, poartă, dacă nici eu nu am, cine să nu ai, de bun? E greu, ți-am spus! Așa că fii cu minte în banca ta, dacă vrei să dai bine. Atât îți zic. Știi tu de cine vorbesc de la Sibiu? Popa, știi cum vii dezgropat? În disputa verbală, Gianni l-a amenințat voalat pe Ciprian. Antrenorul faimoșilor a lăsat să se înțeleagă că știe anumite secrete despre războinic. Ia uite! Nu, păi eu ce zic? Mai bine ciocul mic... Hai să ne amenințăm! Nu e cioc cu mică, tu știi despre ce vorbesc. Hai, eu nu. Și știu, știu. Hai, și atunci? Cioc cu mic și joc de greu. Aia vreau de la tine. Fiecare. Tu fii atent. Joci frumos, hop, una, horele tale. Fiecare cu grada lui, exact. Da? După care, tu vezi de aici, privește aici de Champions. Fiecare și cu grada lui, da? Dar bineînțeles, așa postului. Că dacă nu te tuni. Hai că de da, nu-i nimica. Sila și a reușit să-l scoate din sărite și pe gentlemanul Cristi Geamăn. Faimosul a invitat pe Ciprian la o vorbă atunci când vor fi ieșiți amândoi din concurs. Dar ăla oricum e bolnav, e cu capul. Nu e vorba de asta, e vorba că n-are respect și n-ai șapte de acasă. Care zice, dă-i naibii. Nimeni nu ți-a spus nimic. N-am înjurat, nu s-a înjurat, nu ți-a mis nimic. Lăutarul ăla promit că mă întâlnesc cu el la emisiune. Ne întâlnim. Îmi pare rău că-i strică pe toți. Nici n-ar avea ce caută aici. N-am auzit în viața mea de el, dar n-auzi nimeni. Rămas sub impresia conflictului din Republica Dominicană, la sosirea în țară, Cristi Geamăn a vorbit deschis despre conflictul cu războinicul. Ce îmi poți spune despre Silaș, cu care ai avut câteva contre? M-a provocat foarte tare. Când nu erau camerele, mi-a zis foarte multe lucruri, n-are rost să reproduc, nu pot să reproduc și la un moment dat eu mă enervez greu, dar chiar m-a scos din sărite.